Sfinții de Părinte Arhiepiscop Ioachim al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, Prea Sfinții de Părinte Episcop Andrei al Episcopiei Covasnei și Harghitei, stimate autorități centrale, județene și locale, stimate domnule Sorin Ailenei, reprezentant al instituției Prefecturii Bacău, stimate domnule primar, viceprimar, stimați domni generali și ofițeri, stimate domnule comandor Virgil Istode, comandantul garnizoanei Bacău, stimați domni veterani de război, dragi militari ai armatei române, preacucernici și preacuvioși părinți, doamnelor și domnilor locuitori ai Văilor, Oituzului, Cașinului, Trotușului și Tazlăului, dragi români, suntem prezenți astăzi la un moment istoric ce comemorează 100 de ani de la momentul intrării României în primul război mondial pentru a cinsti memoria eroilor căzuți în această conflagrație, parte din ei fiind înmormântați aici, la poalele munților Carpați, în această mică localitate băcăoană, Poiana Sărată. Pentru acest moment comemorativ s-a întocmit un act ce consemnează jertfa eroilor și recunoștința noastră, precum și actele ce s-au împlinit acum la 100 de ani, căreia îi dau citire prin acest act de comemorare a eroilor căzuți în războiul de reîntregire a neamului 1916-2016. Cu puterea, cu lucrarea și cu harul milostivului Dumnezeu cel întreime slăvit, aducem un pios omagiu aici, în localitatea Poiană Sărată, scumpilor ostași, care având credința în suflet și dragostea de neam și glie, s-au jertfit, pierzându-și viața în primul război mondial, pentru unirea și dezdrobirea noastră, pentru libertate, credință și neam. Văzând crestele înverzite ale munților și unduirea apei ce desparte un munte de altul, ai ocazia, trecând prin Poiana Sărată, să mărturisești că mare minune s-a întâmplat atunci când Dumnezeu s-a oprit și și-a golit sacul cu frumuseți în această depresiune din Carpații Orientali pe Valea Oituzului. Aici s-a întemeiat în anul 1823, printr-o înțelegere între regimentul de graniță secuiesc și 24 de familii de români, acest sat ca un spațiu de graniță între Imperiul Austro-Ungar și România. Această comunitate mică, având oameni vredni și gospodari cu case frumoase, păduri bogate și ape limpezi, s-a aflat în relativ scurta sa existență de 193 de ani, în vâltoarea istoriei, fiind marcat de marile evenimente istorice petrecute după înființarea sa. Revoluția de la 1848, primul război mondial, dictatul de la Viena, al doilea război mondial și-au făcut parcă drum special prin acest sat, făcând din el adesea, pentru lungi perioade, un loc al morții, durerii și suferinței. Ca recunoștință pentru jertfa eroilor din războiul de întregire, s-au ridicat în sat, în anul 1930, Biserica Neamului, loc de rugăciune pentru veșnica odihnă a celor căzuți pe câmpul de onoare, precum și cimitirul eroilor, ridicat tot în anul 1930 de către Societatea Cultului Eroilor. La aproximativ 20 de ani de la acest conflict armat, în anul 1935, la inițiativa Asociației Surorilor de Caritate din Război, în organizarea Prefecturii Județului Trei Scaune, s-a desfășurat prima manifestare de nivel național pentru comemorarea eroilor. Anul acesta, la împlinirea 100 de ani de la începutul conflagrației, cu binecuvântarea și implicarea noastră, cu sprijinul Oficiului Național pentru Cultul Eroilor din Ministerul Apărării Naționale, la care s-a adăugat efortul Primăriei Comunei Oituz, al Parohiei și Asociației Sfântul Elie Poiana Sărată, am îmbrăcat în straie noi atât mormântul locotenentului Nicolae Macarie, primul erou rănit și mort când s-a trecut granița la Poiana Sărată în noaptea de 14-15 august 1916, în războiul pentru întregirea neamului, cât și cimitirul internațional al eroilor în care își dorm somnul de veci 1900 de ostași români și străini. Purtăm astfel în rugăciune noastre numele eroilor și martirilor care au ctitorit edificiul neamului românesc și au apărat demnitatea națională și credința strămoșească, încredințându-și viața în mâinile lui Dumnezeu. Scriem astăzi cu recunoștință o pagină de aur în cartea acestui neam ce a fost răstignit de mai multe ori în istoria sa, dar tot de atâtea ori
a știut să învieze. Despre jertfa acestora vorbesc manuale de istorie, monumentele funerare închinate lor, muzeele și bibliotecile ce poartă înăuntru lor, ca pe odoare sfinte, amintirile de neuitat ale unui sacrificiu ce nu poate fi egalat. Comemorarea de la Poiana Sărată reprezintă un semn al recunoștinței noastre pentru faptul că trăim într-o Românie creștină, liberă și demnă, arătând că avem datoria sfântă de a-i purta în gândurile și rugăciunile noastre, de a demonstra prin fapte că idealurile pentru care s-au sacrificat sunt astăzi mediul în care românii își cresc și educă copiii, își mărturisesc credința și își exprimă libertatea de gândire. La acest moment de cinstire, noi, Ioachim din mila lui Dumnezeu, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, alături de Preasfințitul Părinte Andrei, Episcopul Covasnei și Harghitei, sfințim monumentul consacrat eroilor căzuți la datorie în primul război mondial în localitatea Poiana Sărată. Cu acest prilej a fost oficiată Sfânta Liturghie Arhierească, în cadrul căreia au fost pomeniți ostași români căzuți la datorie și s-au făcut evocări și se fac evocări de către reprezentanți ai autorităților de stat, județene și locale, precum și al unor asociații pentru cultul eroilor și al veteranilor de război. Slavă eroilor neamului! Veșnică le fie pomenirea din neam în neam și în vecii vecilor! Urmează serviciul religios oficiat de înalt preasfințitul Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului și preasfințitul Andrei, Episcopul Covasnei și Harghitei, însoțiți de preoții militari și civili. Muzica militară intonează rugă. Binecuvântați, înalt preasfințite stăpâne! Binecuvântat este Dumnezeul nostru totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amine! Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila ta, rugăm-ne, ți-i auzi-ne și ne miluiește. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Că ne rugăm pentru odihna sufletelor adormiților robilor lui Dumnezeu, eroi căzuți pe câmpurile de luptă, pe valea Oituzului, a robului lui Dumnezeu Nicolae Macarie locotenent, cu tot neamul lor cel adormit, pentru ca să li se ierte lor toată greșeala cea de voie și cea fără de voie. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Ca Domnul Dumnezeu să așeze sufletele lor unde drepții se odihnesc, mila lui Dumnezeu, împărăția cerurilor și iertarea păcatelor lor,
de la Hristos, Împăratul cel fără de moarte, și Dumnezeul nostru să cerem Domnului să ne rugăm. Pomeniți, Hristoase, Dumnezeul nostru, și ție slavă înălțăm împreună și celui fără de început al tău, Părinte, și prea Sfântului și Bunului și de viață Făcătorului tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Domnului să ne rugăm. Domnul Iisus Hristos, Dumnezeul nostru, care a dat sfinților săi ucenici și apostoli dumnezeieștile porunci ca să lege și să dezlege păcatele celor căzuți, și de la dânsi și noi am primit putere să facem aceasta, să vă ierte pe voi, eroi ai neamului românesc căzuți pe toate câmpurile de luptă pentru apărarea și întregirea neamului românesc, eroul locotenent Nicolae Macarie, cu tot neamul cel adormit, orice ați greșit ca niște oameni pe pământ, cu voie sau fără de voie, acum și pururea și în vecii vecilor. Într-o fericită adormire veșnică, odihnă fă, Doamne, sufletelor adormiților robilor Tăi care s-au pomenit, și le fă lor, Doamne, veșnică pomenire. Preînchipuit prin iezice din mijlocul raiului de viitoare crucea pe care prea iubitul tău fiind răstignit a murit și moartea pe moarte a omorât, cel care ai dăruit bisericii tale crucea, armă nebiruită, întărire de credință, nădejde tare de mântuire, dădătoare de viață. Pentru aceea și noi slujitorii tăi care fără vrednicie ne-am împărtășit de harul tău cel atât de mare, aducând cinstire și mulțumire slave tale, cu smerită închinare, te rugăm, trimite harul preasfântului Duh și căutând cu minunat și la acest care va însemna cum și în cinstea celor care s-au săvârșit ca eroi ai neamului nostru în aceste ținuturi, și care odihnesc aici și pretutindeni. Binecuvintează și acest sfânt și îl sfințește ca să fie semn puternic și înfricoșător împotriva tuturor dușmanilor celor văzuți și a celor nevăzuți, alungare și îndepărtarea tuturor uneltirilor și ispitilor diavolești. Iar pentru drept credincioșii robii tăi să fie ajutor, întărire în credință, sprijinire în nădejde, biruință în ispite și în războai și sporire în toate virtuțile. Iar pentru toți cei care se vor închina și vor aduce rugăciunea înaintea acestei cruci, milostivire și bogată dăruitor al tuturor celor cerute de spre mântuire. Și după cum prin cruce ai izbăvit lumea de osândirea păcatului, așa și pe robii tăi, care au făcut cu credință
și au înnoit acest mormânt și au pus această cruce. Bine credincioșilor creștini, asupra cerului potrivnic dăruiește și cu crucea ta păzește pe poporul tău. Mântuiește, Doamne, poporul tău și binecuvintează moștenirea ta. Binecuvintează credincioșilor creștini asupra cerului.